Șoferii care și-au parcat mașinile pe marginea drumului în cartierul Opcin din municipiul Suceava au avut parte de o surpriză. Roțile mașinilor au fost blocate în gheață. Se pare că o conductă de apă s-a spart. Timp de 2 zile nu s-a intervenit, iar temperaturile extrem de scăzute au făcut ca apa ce a curs să înghețe. Unii au încercat să spargă gheața, însă fără a afecta cauciucurile, nu a fost posibil. În aceste condiții, șoferii nu-și vor putea muta mașinile până nu vor crește temperaturile și gheața se va topi. Pe ce-a făcut să spargă conducta acolo și aia? Și de beieri rezolvat-o. Dar când s-a spart? E sparte de... Stați așa că vă spun exact de cât. 2 sau 3 zile au fost, de beieri au rezolvat. Deci după 2 zile au intervenit. După 3 zile s-o spart, azi și este joi. Joi. Marți. Nu, marți. Luni, marți, nu s-a făcut nimic, că m-au pus pilon de ăștia așa aici și de beieri au venit și-au făcut. Și mașinile Mercur. Care erau parcate au rămas toate prinse. Au rămas cum le vedeți. Oamenii acum ce trebuie să facă? Să aștepte să încălzească? Păi să încălzească poate de spate din gheață. Deci așteaptă primăvară, că așa spate primăvară, folosit. Orice caz. Dacă a venit, dacă mai vine eu tot o să luat așa, tot așa stau. Rămân cu mașinile de bine. Rămâneți aici cu el. Rămân aici, dumneavoastră. Rămân aici care au făcut aici. Da, de bine ieri au rezolvat. 2 zile au stat așa. Luni, marți și ieri de bine. Pomnit excavatorul și o săpat și o reparat. Da, a curs apă mult înseamnă că... Apă curgea pe aici, era pârâu. Și cam câte grade au fost noaptea? Apă au fost destule, nu mai pot să spun și câte grade au fost. Au fost destule grade. Întâmplat aici, doamne, de patinoarul ăsta? Auziți, aici la noi în Opci nu vine deloc nimeni. Nu vor să ne ajute primăria deloc, să știți, ghețuși. Eu mi-a rupt piciorul. Am spus să asfaltez o bucată de drum. Partea aia, n-a venit nimeni. Uitați-vă ce ghețuș, copiii vin de la școală, când sunt, drumuri deloc, asta cum să vă spunem, nefăcute, mașini, cât costă o mașină, cât costă o piesă, cât costă o lucrare. E cam neplăcut, mai ales să ai de plecat dimineața la serviciu și să nu ai cu ce pleca, sau să duci copiii la grădiniță și să nu ai cu ce. Dar da. Ce s-a întâmplat până la urmă? Nu știu ce să vă spun. Mi-a spus soțul ieri dimineața că s-a spart o țeavă mai la deal, probabil de acolo curs. Și au înghețat, da. Știți că noi suntem luați mereu prin surprindere. Nici avaria n-a fost reparată la timp? Nu știu, nu am informații, nu știu. Sunt fericită că nu am parcat aici. Am parcat un pic mai încolo. N-ați găsit loc aici, ați parcat mai încolo? Am găsit, da, am găsit și mai încolo, noroc că l-am parcat acolo. Țeava, când s-a spart? Păi nu știu, acum vreo 3 zile era spartă. Eu am fost plecat la țară 2 zile. Și a tot curs. Păi nu, i-am văzut pe băieți ieri acolo, lucrau, băteau. Deci au venit după o zi, după ce s-a spart. Asta nu pot să știu. Acum cei care... Deci într-o noapte, cred că au curs într-o noapte. Asta, cred că luni noaptea. Când a fost gerul mai mare? Da, cred că atunci. Eu marți am plecat la țară. Marți dimineața am văzut că... Erau vreo 3 pe acolo cu un stilopies, nu știu ce făceau. Și acum oamenii ce fac? Nu știu, ăștia cu mașini, uite, au încercat omul să dizbată, dar omul și-a dizbătut gheața asta. Uitați cât e de groasă. Dar ceilalți așteaptă să se stopească. Da, e prins.